Adrian Voncică interpretează de ani personajul Celentano, în serialul Las Fierbinți, de la ProTV. Dincolo de cariera sa, actorul e căsătorit, are și 2 copii. Foarte rar face declarații despre viața personală, însă s-a aflat de curând cu ce se ocupă soția lui. Actorul în vârstă de 44 de ani e căsătorit cu Elena Voncică. De-a lungul anilor, cei doi soți au jucat în mai multe filme împreună, semn că împărtășesc dragostea pentru actorie. Au împreună 2 fete, pe Mara și Teo. Referitor la viața ei profesională, Adrian Voncică a dezvăluit într-un interviu despre soție că aceasta e supervisor de scenariu, iar în urmă cu câțiva ani a fost secretar de platou pentru filmul Scurt Circuit. Cu Elena am lucrat la mai multe proiecte. Acum 2 ani, am colaborat la filmul Scurt Circuit, unde ea a fost secretar de platou. De regulă, mă lasă pe mine să vorbesc și pentru ea. Nu prea îmi place să vorbesc despre meseria ei, pentru că e grea și eu n-aș face-o, se numește supervisor de scenariu, a declarat actorul. Nu mulți știu, dar fetele lui Adrian Voncică au apărut și ele într-un episod din serialul Las Fierbinți. Cu toate acestea, actorul nu-și încurajează copiii săi calce pe urme. Fetele noastre au jucat într-un episod din Las Fierbinți. Nu le încurajez în direcția asta. E greu să facă actorie în zilele noastre. Au crescut, nu am mai publicat fotografii cu ele de mult. Nu-mi place să fie în atenția publicului, a mai spus acesta pentru sursa citată mai sus. Recent s-au aflat detalii neștiute despre soția și fiicele lui Adrian Voncică. Actorul face rar dezvăluiri despre familia sa, însă de curând a mărturisit că umorul e întreținut acasă de fete și de soție. El nu face prea multe glume, se gândește că n-ar mai avea autoritate în fața copiilor săi. Umorul e musai să fie acolo, dar în familia mea, eu sunt doar un spectator la umor. Nu mă străduiesc deloc să fiu umoristic acasă, pentru că sunt extrem de amuzante cele 2 fete ale noastre și nevastă mea. Este un spectacol zilnic pentru mine să le urmăresc pe fete, să observ felul cum se raportează la realitate, să le ascult replicile, ironiile. Nu sunt deloc cel mai comic din casă și nici nu mi-aș permite să fiu. Păi, ce autoritate aș mai avea, când vine momentul acela, ia să vedem ce temă ai la mate pentru mâine. Iar pe fiică mea, de clasa 6-a, ar pufni-o râsul. Ar râde de explicațiile mele despre ipotenuză. Acum știu că vrei să mă întrebi dacă fac matematică cu ele, și răspunsul este da. Mi-a plăcut mereu matematica, încă o știu din școală și cred că fac față să le ajut, cel puțin până la liceu.